bucur că avem posibilitatea să ne întâlnim din nou, odată cu un apus de soare, care este un preludiu în ceea ce privește venirea sabatului, o altă zi de odihnă pe care Dumnezeu ne-a oferit o nouă împărtășie cu prezența sa și cu prezența minunată a Domnului Iisus Hristos. Subiectul din această seară vine în îndepinarea unui gând unic, prieteni. Un gând, zic eu, disperat, un gând care vine atunci când speranța moare, moare ultima și totuși moare. Știți, când cei doi ucenici mergeau în drumul către Emaus, făceau o declarație: noi am crezut că El este acela care va mântui pe Israel. Prieteni, dacă ar fi crezut, n-ar fi murit speranța în ei, dar ei au avut o credință mai mult orientată emoțional, o credință care se baza sau hrănea eul personal al națiunii din care făceau parte. E adevărat că existau multe visuri care fusese răspulberate odată cu moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce. De aceea, prieteni, vreau să vă spun că în această seară vreau să scot în evidență, de fapt, cum reacționăm noi în fața unei situații imposibile. Ce se întâmplă când moare, totuși, speranța? Moare și autorul ei? Ce se întâmplă când moare și autorul speranței, care este Domnul Iisus în multe circumstanțe? Toate aceste întrebări care ni se par imposibile sunt totuși legitime și pretind un răspuns profund, serios, real și, dacă se poate, un răspuns soluție care să ne facă să evităm derapajul minților noastre către nonsens sau către prăpastia sau abisul descurajării fatale. În Psalmul 22 avem declarații extraordinare care evidențiază sau scot în evidență omniștiența lui Dumnezeu cu privire la viitor și abilitatea Tatălui nostru ceresc cu privire la a vedea sau anticipa viitorul. Psalmul 22 surprinde un crâmpei din toată profeția viitorului cu privire la Domnul Iisus Hristos. Dar acest clișeu sau acest crâmpei este fundamental pentru înțelegerea corectă a realităților prezentate și, zic eu, aduce cu sine un plus de maturitate pentru societatea în derivă, o societate în care trăim eu, tu, noi toți. Vedeți, dumneavoastră, prieteni, Psalmul 22 scoate în evidență acest clișeu care evidențiază tratamentul, purtarea, comportamentul, reacția cu care omenirea avea să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos. Acest Psalmul 22 oferă clișeul care descrie luxul amănuntelor profetice în legătură cu tratamentul oferit de mai mari lumii de atunci, în dorința de a cenzura prezența, vocea și idealurile Domnului Iisus Hristos, pentru vindecarea lumii de sindromul păcatului, avem din nou nevoie de o repetare a experienței personale pe care Domnul Hristos o trăiește din nou și din nou cu fiecare generație de atunci până astăzi și cu ultima generație care va trăi pe pământul acesta. Îndrăznesc să spun că am sentimentul, am simțământul, am impresia, care poate fi greșită, evident că sunt om, dar am sau trăiesc sub această impresie că noi, părinții noștri și copilașii noștri, putem să fim ultima generație care îl va întâmpina pe Domnul Iisus Hristos, pe norii cerului. Mulți vor sări ca arși și vor spune: păi, străbunicii noștri și-au lăsat casa în roșu după ce s-au întors de la război și toată viața lor au crezut că vine Iisus în timpul vieții lor și n-a mai venit. E adevărat, cunosc toate aceste istorii, cunosc acest risc
pe care uneori, datorită unui entuziasm necenzurat de credință și nefiltrat de rațiunea sau teologia Cuvântului Dumnezeu, au lansat idei sau noțiuni sau, zic eu, isterii cu privire la revenirea Domnului Hristos, de așa manieră că finalmente eșecul a păscut sau a fost rezultatul unor astfel de atitudini care au produs finalmente descurajare în rândul multor oameni. Totuși, acum, aici, noi, în lumea în care trăim, în generația aceasta specială care trăiește și suferă tranzitul extraordinar într-o nouă resetare, așa cum ne spun iluștrii acestei lumi, mi se pare că noi, ca oameni, mărșăluim cu pas grăbit într-o succesiune a evenimentelor extraordinare care prevestesc deosebita, mult dorita revenire a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Prieteni, Psalmul 22 este anticiparea crucii, demascarea conspirației făcute de un conciliu de preoți împotriva Domnului Iisus Hristos, implicarea politicului și a justiției pentru condamnarea Mântuitorului, care avea să se finalizeze în cele din urmă cu un puseu emoțional indus în societatea manipulată de la Hosana, binecuvântat fie cel ce vine în numele Domnului, până la albastrul venelor încordate și crisparea privirilor care strigau: răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Toate sunt prezentate în Psalmul 22, care avea să anticipe cu lux de amănunte desfășurarea crimei care a existat vreodată sau a fost vreodată cunoscută de istoria umanității sau de istoria Universului. Prieteni, escatologia evenimentelor este subfracție. Psalmul 22, dacă îl citim cu atenție, veți vedea că începe cu sfârșitul durerilor și nu cu începutul lor. Speranța că Domnul Iisus fusese Mântuitorul lumii murise atunci când ucenicii l-au văzut pe cruce. Erau devastați. Iuda înnebunise. Pilat era consternat de propria-i slăbiciune și în același timp dezgustat de frenezia urii a celor care înconjurau pe Mântuitorul și crucea lui. Niciodată nu mai fusese un timp când sub crucea pe care atârna un om rău, în ghilimele, se adunaseră oameni mai răi și mai vinovați decât cei care erau crucificați. Și totuși, cel mai cutremurător detaliu, prieteni, al acestui film care este redat în Psalmul 22 era faptul că autorul speranței, Domnul Iisus Hristos, autorul speranței, murea pe cruce. Nu numai speranța, dar și autorul speranței avea să fie răstignit pe cruce. De fapt, în principiu, cam așa începe Psalmul 22. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să intrăm în subiect citind acest prim verset introductiv al Psalmului 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să-mi asculți plângerile mele? Observați dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos este prezentat în anticipație de înțelepciunea dumnezeiască în timpul psalmistului David. Autorul speranței nu vede dincolo de mormânt. Profeția avea să se împlinească cu exactitate, prieteni. Matei, evanghelistul, fostul vameș, raportează cu credincioșie în capitolul 27 următoarele declarații: și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare:
Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Observați, prieteni, această abilitate a Tatălui Ceresc nu este un trick sau o șmecherie ieftină, ci este izbitoarea dovadă a faptului că ceea ce Dumnezeu spune se și împlinește. În agonia sa, Domnul Iisus pierde emoția, dar nu pierde credința în Tatăl. Inima era de carne, mintea era neatinsă. Când moare speranța, omul are întrebări de genul: de ce? Adică nu înțeleg, dar ce am făcut? Etc., etc. Domnul Iisus Hristos pe cruce a început să pună astfel de întrebări: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu înțeleg. De ce nu pot să văd dincolo de mormânt? Nu înțeleg. De ce trebuie să-mi închei contul vieții ca un om care nu te-a cunoscut niciodată, când știu că conștiința mea nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele? Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos este prezentat într-un mod remarcabil în profeția Psalmului 22. În agonia sa, Domnul Iisus Hristos pierdea emoția, dar nu pierdea credința în Tatăl. Inima, așa cum spuneam, era o inimă făcută din carne, dar mintea lui era captivă credinței și cuvântului Dumnezeu. E adevărat că atunci când noi avem astfel de perspective și când speranța moare, noi trebuie să ne atârnăm de brațul credinței, care nu are nimic duios, nimic sentimental, ci se bazează strict pe promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Auzim adeseori expresia Domnului pe care o folosim în circumstanțe diferite: Domnul a băut paharul amărăciunii, în timp ce habar nu avem ce înseamnă această declarație, prieteni. Ce înseamnă paharul amărăciunii, de fapt, prieteni? De 3 ori, autorul speranței se roagă Tatălui: Tată, dacă este voia ta, depărtează paharul acesta de la mine, dacă este cu putință, și totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Dragii mei prieteni, iată, aceasta este începutul sau una dintre cele mai extraordinare definiții pe care noi le putem avea cu privire la ce înseamnă paharul amărăciunii. Depărtează de la mine paharul acesta, dar totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Adică nu-mi lua speranța, spunea Iisus. Și totuși Iisus pășește împotriva speranței prin credință. Acest gen de caracter trebuie luat în considerare, prieteni, este singurul gen de caracter care va rezista în timpurile sfârșitului. Vom zice, sau voi zice, sau vom zice în sinea noastră, că noi nu avem astfel de caracter. De unde să-l producem? Ce ne vom face fără un astfel de caracter? Domnul Hristos va avea grijă ca să ne ofere caracterul lui. Și îmbrăcați în el vom birui. Nu se spune cuvântul Hristos în voi speranța slavei. Nu este această declarație extraordinară: Hristos în voi, nădejdea slavei? Ce înseamnă nădejdea sau speranța gloriei dumnezeiești? Hristos în voi. Tenacitatea, fermitatea de caracter a Domnului Iisus Hristos este singura care ne va ajuta să ne păstrăm credința în el și în veșnicia care ne-a promis-o. Sunt foarte multe comentarii pe margine, surprinse de ochiul profetic, comentarii pe care le regăsim în versetul 8 ale acestui psalm și reconfirmate de Matei în capitolul 27, versetul 43.
Haideți să citim din Psalmul 22, versetul 8. Ce ziceau oamenii de sub cruce? Oameni care nu aveau nicio temere de Dumnezeu, făceau declarații sceptice, pline de cinism. S-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească el, fiindcă-l iubește. Câtă aroganță, cât dezgust, cât cinism. Oameni ai religiei, oameni care mergeau la sinagogă, oameni reci, mai reci decât pietrele de afară, oameni cu inimi care erau de piatră, prieteni. Nu își găseau nicio conexiune cu Dumnezeu și Creatorul lor. S-au încrezut în Dumnezeu să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească fiindcă-L iubește. Adică ce a pretins Iisus că este, nu este, ziceau ei. Și relația pe care El o pretindea că o are cu Tatăl din ceruri nu e una autentică și reală, ci este una imaginare. În Matei, pentru că această declarație o găsim în 22, Psalmul 22, versetul 8, în Matei 27, versetul 43, ni se reconfirmă, adică se produce raportul ocular pe care Matei îl prezintă, arată clar împlinirea acestei profeții din Psalmul 22. S-a încrezut în Dumnezeu să scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Acuza, de ce nu-l primea lumea, de ce nu-l primea societatea? Pentru că Mântuitorul lui nu era rușine să-și recunoască originile cerești. Și pentru că aceasta era o extravagantă declarație, societatea practic a făcut ca și Felix sau Agripa. Despre lucrurile acestea te vom asculta altă dată. Observați, prieteni, cinismul și aroganța ființei umane face ca să piardă și ultimul tren, ultima oportunitate pe care Domnul Iisus Hristos avea să o ofere omenirii. Vedeți, retorica câinilor, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți, dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpâns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr. Atenție, ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Cu câtă acuratețe avea David în mod inconștient, dar profetic, să reitereze revelația lui Dumnezeu în Vechiul Testament pentru maniera sau cu privire la ce avea Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, să sufere pe crucea de la Golgota și nu numai, toată hăituiala, această pândă permanentă pe care oamenii religiei o puneau la cale după fiecare colț să-L prindă pe Domnul Hristos cu vreo vorbă, cu vreun cuvânt, ca mai apoi să-L acuze și să-L condamne la moarte. Minunează-te, cerule, deschide ochii oamenilor și fă Tu, Doamne, ca noi să putem admira și să putem să rămânem uimiți în fața răbdării infinite pe care Domnul Hristos a dovedit-o prin comportamentul său extraordinar, persistent, consistent, în fiecare zi, împotriva unei agresiuni mai mult sau mai puțin pasive, care îl pândea și punea viața în pericol în fiecare secundă. Oameni fără suflet care nu mai puteau fi impresionați de nimic bun, aveau să zâmbească grotesc, prieteni, la suferințele Domnului Iisus Hristos pe cruce. L-au răstignit pe cruce, pironindu-i mâinile și picioarele, ca mai apoi să tragă la sorți pentru cămașa lui. Domnul Hristos spunea, căci niște câini mă înconjoară. Adeseori avem noi o expresie tipică românilor, o expresie dezgustătoare pe care o folosim în momente extreme. Bă, zice, are inimă de câine, mă. Are inimă de câine, mă. Adică fără milă, fără compasiune. Iar Biblia recunoaște comportamentul acesta în
purtarea celor care erau sub cruce, căci niște câini mă înconjoară. Oamenii care erau sub cruce erau atât de dezumanizați, prieteni, încât nu mai puteau fi asociați, sau comportamentul lor nu mai putea fi asociat cu comportamentul uman. Pierduseră orice detaliu uman și viața lor era total schimbată. Putem să citim o declarație extraordinară în Matei de data aceasta, după ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. O altă împlinire extraordinară a profeției, prieteni, din Psalmul 22. Cât de trist este să vezi previziunea lui Dumnezeu împlinită cu privire la maniera în care oamenii aveau să-L trateze pe Domnul Iisus Hristos. Să vezi speranța omenirii, adică Domnul Iisus murind pe cruce. Să vezi autorul speranței murind pe cruce. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, prieteni, și să facă din Domnul Iisus Hristos păcat pentru omenire. Noi, cei care suntem din neamul Lui, avem să trecem prin același loc. El, cel care n-a cunoscut păcatul, a devenit păcat pentru noi, ca prin neprihănirea sa, noi, oamenii, să putem moșteni împărăția celui. Dar Dumnezeu, așa cum spuneam, în înțelepciunea sa, a găsit cu cale să-L zdrobească în suferință, prieteni, ca eu și tu să nu fim zdrobiți. Domnul Hristos a fost zdrobit pe cruce. Romanii erau, zic eu, mai puțin vinovați decât evreii de atunci, sau creștinii de astăzi, evident. Știți, cunoștința, dacă nu schimbă caracterul, îngânfă. Așa spune Scriptura, cunoștința îngânfă. Și așa s-a întâmplat. Romanii ori becăiau în jocul de noroc, un poker sub cruce, avea să decidă cine va lua cămașa lui Hristos. În tradiție, în lumea istoriei, se povestește, nu există dovadă, dar totuși o miasmă, un gând frumos. Se spune că cel care ar fi câștigat cămașa Domnului Hristos, finalmente s-ar fi pocăit, s-ar fi întors la Domnul și ar fi urmat pe calea Domnului Iisus Hristos. Nu știu cât de istorică este declarația aceasta, oricum îmi place și scoate în evidență faptul că însuși haina sa avea să stimuleze amintirea unui soldat roman, păgân, amintirea crucii care avea să-l urmeze până când acest soldat roman avea să-și predea inima Domnului Iisus Hristos. Speranța moare ultima, spune cuvântul. Și totuși, chiar dacă moare ultima, totuși moare. Speranța creștinilor a fost, este și va fi Hristos. El este autorul speranței, iar speranța noastră este în El. Speranța omenirii avea să moară pe cruce. Prieteni, aș dori să produc o conexie între lumea Domnului Hristos din Palestina secolului I și societatea în derivă în care, sau în mijlocul căreia trăim noi astăzi. Astăzi ne îndreptăm spre o repetare a istoriei în societatea lumii în care trăim, prieteni. Dacă cineva mă va întreba unde mergem sau înspre ce ne îndreptăm, aș putea răspunde în termeni cât se poate de reali că ne îndreptăm spre valea umbrei morții. Unii vor rămâne, zic eu, șocați. Alții vor zice: frate dragă, eu credeam că ne îndreptăm spre cer. Da, spre cer ne îndreptăm, prieteni, dar drumul spre cer trece pe la cruce, trece prin valea umbrelor morții, ca mai apoi să vedem lumina cerului, acea lumină mult, mult așteptată. Prieteni, nici un creștin nu va intra în cer
care are această tendință să uite că Iisus a mers în valea umbrei morții singur, ca să ne poată însoți când ne va veni și nouă rândul să trecem pe acolo. Vedeți dumneavoastră, Psalmul 23 n-ar fi existat niciodată fără ca Psalmul 22 să existe. Speranța noastră în Domnul Hristos n-ar fi avut nicio valoare dacă Mântuitorul n-ar fi trecut pe la cruce. Deci avem Psalmul 22 în care Domnul Iisus Hristos trece prin valea umbrei morții singur, ca tu și eu să nu mergem în Psalmul 23 prin aceeași vale a umbrei morților singuri, ci împreună cu Mântuitorul nostru. Așa că noi acum avem acest privilegiu să bem paharul amărăciunii, dar nu tot, că n-a mai rămas decât un strop în pahar. De ce? Pentru că restul l-a băut Iisus Hristos. În valea în care a murit Domnul, ai trăit tu, am trăit eu. Ce minune! În valea umbrei morții, Domnul Hristos are parte de o moarte de tâlhar. Moare așa cum moare un om respins de Dumnezeu, fără speranță. Sigur că Domnul nostru Iisus Hristos, când n-a mai avut nicio speranță, când a început să pună întrebări Tatălui din ceruri, mintea lui s-a apucat de credință, credință în promisiunile, credință în caracterul imutabil al Tatălui nostru din ceruri. Acum, eu și tu, probabil că înțelegem rostul călătoriei, nu-i așa? De ce trebuie să mergem spre cer și în drumul nostru spre cer trebuie să trecem prin valea umbrei morții? Ne îndreptăm într-adevăr spre valea umbrei morții și nu ne oprim, nu poposim acolo, nu stăm în valea umbrei morții, doar traversăm această vale cu Domnul nostru Iisus Hristos, care este păstorul nostru, așa cum spune Psalmul 23, păstorul meu. Acum înțelegi, prietene, cât de mare este privilegiul nostru să fim actori ai Psalmului 23 și nu actori ai Psalmului 22. Ce mare recunoștință ar trebui să avem noi față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este singur actorul Psalmului 22. El pășește singur în teasc și nu era nimeni cu el când a pășit în acest teasc, spune Isaia 63, dacă nu mă înșel. Tot așa, Psalmul 22 reconfirmă ideea că Mântuitorul a vrea să treacă prin valea umbrei morții singur în acest Psalm 22, ca să pună temelia unei prietenii cu tine în Psalmul 23. De aceea tu poți rosti cu bucurie: Domnul este păstorul meu. Chiar dacă va trebui să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de nimic. Sigur că nu te temi, sigur că nu mă tem de nimic, că știu că Domnul e cu mine. Dar ia să-și întoarcă Tatăl nostru din cerul sau Domnul Iisus Hristos o clipă privirea că de la noi și vom fi pierduți. Ce minunat este că ne închinăm unui Dumnezeu care ne poartă toate poverile și neputințele noastre, un Dumnezeu care nu obosește niciodată să fie cu noi în nevoi. Prietenii mei, suntem generația care are șansa unică să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos pe norii cerului. Cât de frumos, cât de minunat, cât de extraordinar este acest privilegiu al nostru. Prieteni, nimeni n-ar scăpa din acea vale dacă n-ar fi speranța cu ei, adică Iisus Hristos. Lumea, cu cei mari și cu cei mici, se îndreaptă spre valea umbrei morții. Mulți vor cădea acolo și nu se vor mai ridica niciodată, pentru că a trăi în același fel, puțin vor mai scăpa. Însă, așa cum spune Amos, capitolul 3, versetul 12, avem de a face cu o cernere. Nu toți oamenii
care trec prin Valea Umbrei Morții vor ajunge dincolo, prieteni. Valea Umbrei Morții va mânca multă carne. Există o expresie biblică pe care am regăsit-o, dacă nu mă înșel, în două locuri. În ziua aceea, pădurea a mâncat mai multă carne de om sau mai multă carne decât sabia. Era vorba de răscoala lui Absalom împotriva tatălui său David. Spune că fiarele sălbatice, nu pădurea, nu este o expresie figurativă, evident. Animalele din pădure au mâncat mai multă carne decât sabia a putut să sfâșie. Așa spune, în ziua aceea, pădurea a mâncat mai multă carne decât sabia. Prieteni, vine ziua în care lumea, 7,8 miliarde de oameni, vor trece prin Valea Umbrei Morții și se va putea spune despre acea zi în care lumea va trece pregătită sau nepregătită prin Valea Umbrei Morții, se va putea spune: în ziua aceea pădurea a mâncat mai multă carne decât sabia. Dar întorcându-mă la declarația extraordinară a profetului Amos, în capitolul 3, versetul 12, ni se spune: așa vorbește Domnul. După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăți de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria, în colțul unui pat și pe covoare de Damasc. Profetul Amos este extrem de profund și n-aș vrea să fugăresc acest verset. Aș vrea să poposesc asupra lui și să-i ofer decența și respectul cuvenit pentru a trage concluziile necesare și învățătura adâncă din acest cuvânt. După cum păstorul, cine este păstorul? Domnul Iisus Hristos. Domnul este păstorul meu, Psalmul 23. Amos reconfirmă: după cum păstorul scapă din gura leului. Cine este leul? Opusul păstorului, nu? După cum păstorul scapă din gura leului, numai două bucăți de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria, în colțul unui pat și pe covoare de Damasc. Prieteni, aici ni se prezintă lumea plină de relaxare, lumea confortabilă în zona ei. Dar asta zic eu doare cel mai tare, că în vremurile acestea în care decorul este schimbat și colțul unui pat de fildeș este zona noastră de confort, imaginați-vă cu covoarele Damascului sau covoare persane sau persiene, sunt înlocuite cu decorul sumbru al Văii Morții. Atunci când Dumnezeu aduce cernerea în lumea noastră, decorul se schimbă, prieteni. Sigur că secolul 21 poate să fie descris sau comparat cu colțul de fildeș al patului din Samaria, care are sub el covoare de Damasc. Dar ceea ce este interesant este că această imagine a relaxării, această imagine a nepăsării, a indolenței, a apatiei, dacă vreți, cu privire la sfârșitul lumii, la ziua judecății, la Dumnezeu, sunt convins că trecem într-o eră în care noi, prieteni, ca oameni în genere, nu regretăm viața pe care am trăit-o în păcat înainte de 2020, când a apărut această criză mondială. Oamenii, în genere, regretă că nu se vor mai întoarce la acel stil de viață păcătos niciodată. Am convingerea personală, am convingerea bazată pe cuvântul lui Dumnezeu că omenirea nu se va mai întoarce la normal niciodată până când Domnul Iisus Hristos va reveni pe norii cerului. După cum păstorul scapă din gura leului două bucăți de picioare și un vârf de ureche, așa va scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria, în colțul unui pat și pe covoare de Damasc. După cum păstorul scapă din gura leului,
două bucăți de picioare și un vârf de ureche. Credeți că aceste expresii sunt lăsate în scriptură în mod accidental? Două bucăți de picioare și un vârf de ureche. Ideea este uimitoare. Păstorul scapă o rămășiță din gura leului. Wow! Deci o situație imposibilă, ceva de genul noaptea cea mai întunecată a Egiptului, în care doar o rămășiță de oameni din Israel aveau să scape, doar o rămășiță din tot acel necaz în Egipt, aveau să scape doar câțiva din deșertul Goshen, un loc care adăpostea oameni de caritate, oameni pe care Domnul Hristos îi iubea, au fost scăpați. Deci o situație imposibilă, o situație fără speranță. Imaginați-vă pentru o secundă că cum e să fii în gura leului? Ce lumini de discotecă interminente vezi tu când ești în gura leului sau văd eu? Și cât de frumos miroase a moarte în gura leului sau, dacă vreți, în acea vale. Cei care cred că va fi mai bine, într-o bună zi, se înșală amarnic. Există oameni care spun, ei, ciclul acesta este reversibil și va fi sau va veni și mai bine. Ne înșelăm. Procesul, prieten, este ireversibil. Domnul vine. Zguduirea a început. Mă întorc la declarația aceasta, păstorul scapă o rămășiță din gura leului. Știți că el însuși, păstorul, a cerut lui Dumnezeu să fie scăpat din gura leului? El, Domnul Iisus Hristos, face o astfel de declarație în Psalmul 22. Din nou, Psalmul 22 arată că el, Fiul lui Dumnezeu, însuși Iisus Hristos, cere lui Dumnezeu acest privilegiu, care de fapt nu i-a fost acordat. Scapă-mă din gura leului și scoată-mă din coarnele bivolului. Versetul 21 și versetul 22. Wow! Aici este o declarație cu un profund caracter profetic. Scapă-mă din gura leului, numărul 1, și 2, scoate-mă din coarnele bivolului. Eu aici văd două autorități. Gura leului, din Apocalips, capitolul 13, care este sau descrie Roma Evului Mediu, care este resuscitată și adusă la viață ca fiind o fiară cu gură de leu, cu labe de urs și un trup de leopard. Iar coarnele bivolului reprezintă acealaltă fiară, tot din Apocalips, capitolul 13, care vorbește că este un fel de fiară, dar are două coarne de miel. America simbolizată cândva de puterea și tenacitatea bivolului american cu două coarne ca ale unui miel, care în termenul popular de aici se numește buffalo, un bivol puternic, extraordinar, plin de curaj, care are însă două coarne de miel. Deci iată că expresia Domnului Iisus Hristos, scapă-mă din gura leului și scapă-mă și scoate-mă din coarnele bivolului, nu este accidentală, prieteni. Această declarație a Domnului Hristos este punct ochit, punct lovit. Domnul Iisus vorbește de momentele în care noi vom fi surprinși de două autorități fundamentale. Pe de o parte Roma și pe de cealaltă parte Washingtonul. Dacă ați observat înainte de Glasgow, înainte de întâlnirea celor mari, s-au făcut vizite exact în același loc și s-a stat de vorbă cu aceeași persoană, lideri, conducători de o mare valoare, nu? De mare importanță, au trecut pe la Roma înainte sau în drumul lor către Glasgow, pentru că trebuiau definite anumite standarde, trebuiau traduse și răstălmăcite anumite definiții care aveau să ducă lumea într-un colaps absolut inevitabil.
Deci spuneam că această declarație a profetului David în Psalmul 22 cu referire la Domnul Hristos scoate în evidență colapsul societății umane cuprins între două puteri, mânușa dreaptă și mânușa stângă. Pe de o parte vom fi loviți puternic de leu, scapă-mă din gura leului, și pe de altă parte vom fi loviți puternic de coarnele bivolului sau autoritatea extraordinară a buffaloului american. Azi, rugăciunea profetului David, inspirat de autorul Speranței, prieteni, ne îndeamnă la o examinare a inimilor noastre și să ne deschidă o nouă perspectivă abordată de profetul Isaia, de data aceasta, care pune o întrebare în capitolul 49, versetul 24 și 25. Isaia, profetului Vechiul Testament, evanghelistul Vechiului Testament, spune: se poate lua prada celui puternic? Adică poți tu să fii scăpat din gura leului? Și poate să scape cel prins în prinsoare? Observați, tot ce se întâmplă astăzi în lume este prefigurat de o declarație de mii de ani. Se poate lua prada celui puternic? Adică poate cineva să ne scoată pe noi din gura leului și poate să scape cel prins din prinsoare? Da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa, căci eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi. Iubiții noștri, prieteni, iată speranța, autorul speranței, acest mare voievod Mihail, ocrotitorul poporului tău, se va ridica și va lupta pentru noi și pentru fiii noștri și pentru copiii noștri. Una dintre cele mai frumoase făgăduințe prezentate de Domnul Iisus Hristos, care ne animă, zic eu, speranța și ne dă viață. Dumnezeu, prieten, ne încurajează: nu pierdeți speranța, și dacă se întâmplă să o pierdem, atunci va rămâne doar credința. Care este diferența? E simplu. Speranța are balsamul inimii, deci are factorul emoțional și cel al sentimentelor sau al simțămintelor pozitive, dacă vreți, care stimulează gândirea rațională, deci are acest bonus emoțional. Dar când factorul emoțional se schimbă, atunci echilibrul gândirii este în pericol și factorul rațional este provocat, prieteni. Atunci când simțim că suntem pierduți, ne ajută credința, care se bazează exclusiv pe promisiunea cuvântului scris. Credința nu are nimic de a face cu sentimentele sau emoțiile noastre. Credința este acel ceva care intră în acțiune atunci când moare speranța. Știți, apostolul Pavel, prieteni, în fața lui Nero, răspunde acuzaților, bar chiar că trece la o contraofensivă și predică celui mai mare tiran al omenirii sau celui mai mare tiran al vremii, făcând apel la imaginația lui Nero și fiecare fibră a ființei sale avea să răspundă pentru un moment realității cerești. N-a fost niciodată, prieten, cerul mai aproape de Nero, așa cum a fost atunci când Pavel l-a introdus pe Dumnezeu, un Dumnezeu al iubirii, care e atât de bun încât putea să ierte chiar și păcatele lui Nero. Pentru o clipă cerul a fost deschis, dar, așa cum aminteam mai devreme, ca și Agripa și Felix și mulți alții, în sinea lui și-a zâmbit și a zis: măi, Pavele, repede vrei tu să mă faci creștin? A închis sala, ușa sălii de judecată și a plecat afară. Pana inspirată spune că atunci când a trântit ușa după el, pentru că nu mai putea să suporte privirea plină de putere și de autoritate divină a apostolului Pavel, nu mai putea să stea în prezența unui astfel de om,
A trântit ușa după el, a ieșit din sala de judecată și când a închis ușa după el, s-a închis ușa harului pentru totdeauna. Prieteni, fiecare fibră a ființei lui Nero se cutremura în fața realităților cerești. Mai târziu, evident, când Nero pierde ocazia momentului și când cerul care fusese atât de aproape pentru el este uitat, este, cum să zic, față în față cu inevitabilul, așa cum a fost față în față cu inevitabilul Pilat sau chiar Iuda. Apostolul Pavel relatează în câteva gânduri prețioase scena pierderii mântuirii acestui mare tiran al secolului I. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, din nou păstorul care scoate pe om din gura leului. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru că propovăduria să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 17. Prieteni, propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine ca să o audă toate neamurile. Și finalmente spune, după ce am predicat Evanghelia, propovăduirea, am fost izbăvit din gura leului. Așa cum păstorul, spunea Amos, scapă din gura leului două bucăți de picioare și un vârf de ureche. Așa a fost izbăvit apostolul Pavel din gura Balaului. Prietenii noștri, așa cum spunea David în Psalmul 22, scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele acestui bivol, acestui buffalo american. Prieteni, suntem pe ultima sursă de metri. Suntem pe ultima sută de metri, putem observa că noi avem această onoare de a fi scăpați din gura leului. Fie ca bunul Tată Ceresc să ne ofere și nouă experiența lui Pavel în fața lui Nero, Domnul să stea la dreapta noastră și să ne întărească și finalmente să ne scoată din gura leului. Domnul Iisus Hristos este portretul omului pierdut, fără speranță, care a adus la îndeplinire planul de mântuire, apucându-se de credință în Tatăl, ca din lipsa lui de speranță să ne ofere nouă speranță și credință în zilele noastre. E timpul să facem și noi așa, prieteni. Apa pe care a refuzat-o el în pustie a fost dată nouă în timpul strâmtorării. Mâncarea pe care el a refuzat-o în cele 40 de zile în pustie, e mâncarea pe care tu astăzi o ai pe masă. Tu mănânci, eu mănânc, noi mâncăm, noi avem pâinea cea de toate zilele pe masă, pentru că această pâine este pâinea lui Hristos pe care el a refuzat-o în pustie. Niciodată nu, să nu uităm, prieteni, aerul pe care respirăm, apa pe care o bem, pâinea care o avem pe masă, toate au fost a lui Hristos de drept și de fapt. Și pentru că au fost păstrate și împinse, El nu le-a mâncat ca să le mănânci tu. El n-a băut apa ca să o bei tu. El nu a făcut nicio minune pentru El însuși ca să facă pentru tine o minune. El a luat o cara ca să-ți dea onoarea care îi aparține. El a luat moartea care mi-aparține mie și ție, ca să-ți dea viața care aparținea lui. Prin rănile lui, prieteni, suntem tămăduiți. Bunul Tată cere să ne facă parte de acea selecție care ne încadrează în clasa celor două picioare și a vârfului de ureche care au fost scăpate din gura leului. Biruința ne este asigurată în toate circumstanțele. Drumul spre cer trece pe la cruce, prieteni. Asta este direcția, valea umbrei morții, cu Domnul care este păstorul nostru. Chiar dacă va trebui să trec prin valea umbrei morții, adică prin gura leului, nu mă voi teme de nimic,
căci Domnul Iisus Hristos este cu mine. În timp ce toiagul și nuiaua ta mă mângâie, același toiag și aceeași nuia va pedepsi pe leu și va pedepsi pe toți aceia care l-au pus pe Domnul Hristos pe cruce. Și datorită acestui Domnul Iisus Hristos, noi vom duce, nu vom duce lipsă de nimic, căci după ce am scăpat din valea umbrei morții, El ne va paște în pășunvezi și ne va duce la ape de odihnă. Dar asta numai după ce trecem prin vale. Este momentul sau actul 2 al dramei. Știți, unii se grăbesc, dar la Dumnezeu nu există nici grabă și nici întârziere. Eu cred că în această seară am avut marele privilegiu să înțelegem valoarea cuvântului scris, Psalmul 22, cea mai extraordinară revelație cu privire la ce s-a întâmplat cu Domnul Hristos înainte de cruce, pe cruce și după cruce. Mulțumiri fie aduse Tatălui nostru din ceruri, care a făcut posibilă matematica Bibliei, Psalmul 22 în primul rând și apoi Psalmul 23. Hristos pe cruce, Hristos singur în valea umbrei morții, ca eu și tu să fim împreună cu El, să avem privilegiul de a nu călători singuri în valea umbrei morții. Oamenii care călătoresc singuri în valea umbrei morții nu supraviețuiesc. Doar acele două rămășițe de picioare și acea bucată sau acel vârf de ureche, aceia vor supraviețui în valea umbrei morții alături de Domnul Hristos. Mă uit la Mântuitorul pe cruce, îi văd durerea, văd cum își pleacă capul pe piept și văd cum moare de inimă sfâșiată. Durerea este atât de profundă încât nu mai poate rezista. Se uită la cer, apoi, fără putere, își lasă capul pe piept și spune: în brațele tale, în mâinile tale, îmi încredințez viața, sufletul, inima, tot ce am, Tată. Eu mă încred în tine, nu am speranță, mor ca un om fără de Dumnezeu, ca oamenii care vin după mine să moară ca oameni care au un Dumnezeu. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Repetarea versetelor biblice care constituie făgăduințe profunde este cel mai extraordinar exercițiu al minții pe care îl putem face atunci când trecem prin valea umbrei morții alături de Domnul nostru Iisus Hristos. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze prieteni și să ne unească în rugăciunea pe care aș dori să o facem împreună înaintea Tatălui Ceresc, să ne plecăm inimile și capetele noastre pentru extraordinara revelație a cuvântului Său. Tatăl nostru care ești din ceruri, în numele Domnului Iisus, venim înaintea ta să-ți mulțumim pentru extraordinarul privilegiu de a fi cu tine în această seară. Îți mulțumim pentru revelația cuvintelor din Psalmul 22, pentru textele care au un caracter extraordinar de profetic și care scot în evidență capacitatea ta infinită, Tată, de a cunoaște viitorul. Îți mulțumim pentru Psalmul 23, îți mulțumim pentru Amos, capitolul 3, versetul 12, îți mulțumim pentru toată pledoaria din Isaia, capitolul 49, versetul 24 și 25, în care tu, în mod retoric, ai pus întrebarea: poate omul să fie scăpat din gura leului, din mâinile celui puternic? Da, pentru că tu vei lupta cu noi, slăvit și onorat să-ți fie scumpul tău nume, Tată Ceresc. Ne rugăm în această seară pentru toți năcăjiții, toți năpăstuiții, toți oamenii care au pierdut suflete dragi în zilele acestea în care trăim în besna lumii, trăim și trecem prin valea umbrei morții. Iubite Tată, dă tuturor celor care mai sunt în viață privilegiul de a aprecia părtășia cu tine și solemnitatea momentelor în care trăim. Îți mulțumim, te iubim, în numele lui Isus. Amin.